Bine v-am găsit! Biserica lui Hristos este marcată de unitatea credincioșilor. Cu toate acestea, în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 19, în contextul unei biserici fărâmițate de certuri și partide, Apostolul Pavel exprimă o realitate greu de înțeles la prima citire. El spune că trebuie să fie găsiți în cadrul corintenilor și partide pentru ca în cele din urmă să fie validați cei buni. Pentru a găsi răspuns la întrebarea de ce trebuie să fie partide în cadrul unei biserici și cum ar trebui să înțelegem versetul anunțat anterior, stând de vorbă cu David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia și doctor în teologie. De ce spune Apostolul Pavel că între voi trebuie să existe partide? E adevărat că versetul pare de-a dreptul surprinzător la prima citire, dar în același timp, dacă citim toată epistola, observăm că încă de la început, chiar din capitolul 1, versetul 10, Pavel îi îndeamnă să fie toți cu o simțire, să fie uniți, să nu fie între ei dezbinări. Și apoi chiar el spune, una din sursele mele de informare. Mi-a spus că între voi sunt partide. Așadar, apoi, la sfârșitul epistolei, din nou găsim că Pavel îi îndeamnă la unitate. Și pare de-a dreptul șocant la prima vedere, având în vedere că a spus până acum ca ei să fie uniți, cum de ar valida Pavel disensiunile sau diviziunile între ei. Mai mult, termenul de acolo din original este Hairesis. Un cuvânt care într-adevăr înseamnă dezbinări, rupturi, dar același Pavel folosește mai târziu cuvântul în Galateni 5 cu 20, când vorbește despre faptele firii, în contrast cu cele duhovnicești. Sunt dezbinările sau, hai exact același termen folosit și în 1 Corinteni 11 cu 19. Există două opțiuni mari pe care merg comentatorii în interpretarea acestui verset. Una este că Pavel a avut aici o notă ironică, așa cum, de fapt, în cadrul epistolei 1 și chiar 2 Corinteni recurge deseori la acest procedeu, la această structură retorică. O altă interpretare este cea care spune și ține cont inclusiv de contextul mai larg al capitolului care vorbește despre diviziunile pe criterii uh, socioeconomice a celor din Corint în care se disprețiau unul pe celălalt în contextul în care ei trebuia să fie una ilustrând prin unitatea lor adevărul pe care îl transmitea participarea la cina Domnului, un singur trup al lui Hristos. Practic, acest, această interpretare spune ceva de genul următor: Chiar dacă partidele sunt rele, Dumnezeu se folosește de ele pentru a valida sau pentru a testa, pentru a autentifica pe cei care sunt cu adevărat ai lui. Deci, într-un anumit sens, Pavel nu încurajează uh, dezbinarea, ci din potrivă spune: în contextul acesta al dezbinărilor, Dumnezeu lucrează ceva bun îi testează, îi validează, îi autentifică pe cei care sunt ai lui. Așadar, biserica nu este chemată la dezbinare, din contră la unitate, însă în ciuda fărâmițărilor, Dumnezeul suveran întotdeauna va lucra ceva bun.